Salut! Bună. Bună seara! Prieteni, bună seara! Bună seara, stimați prieteni! Noi suntem la a treia emisiune în acest serial foarte interesant. Astăzi e 30 iunie și a treia emisiune. Noi cu domnul Stogu, cu Eugen Stogu, am discutat elementele de corupere în cadrul fiscului. Și am avut o înțelegere la prima emisiune, că una din emisiunile noastre va fi consacrată relațiilor între Oficiul Central a Fiscului. Oricare, da. Și un sector raional. Da? Data trecută ne-am înțeles că o să discutăm Buiucaniu. Buiucaniu, da. Eugen, ваше слово, товарищ Маузер. Окей. Okay. Я вопрос, как... Я хотел бы микрофон. Да. Дарить микрофону с фей, то, что... Ой, я кажу, партия. Ой. Адика, я вопрос, он чеп, кону анонс. Стимат, приятель, я ласвашитую темей ноаштой де фиск, да, темей ноаштой фиск, консакратилу Сергея Пушкуцы, ша фискулы ин тотал. А сериалу? А сериалу я ансамбл ругаминтин вас, вас să vizionați o misiune specială unde eu am să fac un anunț destul de important, foarte important. Vă las să vă gândiți la ce, adică, dar este un anunț foarte important, care dumneavoastră o să înțelegeți de unde toate cunosc eu toate lucrurile astea. Cu certitudine să cunoașteți, a să înțelegeți de unde cunosc. Deci am proces la drum, da? Luăm anul 1900. Deci, prieteni, încă o dată, tema noastră de astăzi, relațiile între șeful fiscului republican și șeful fiscului raional în cazul dat Buiucaniu. Deci, centru, Buiucaniu, da, relații. Adică ajungem la centru, ajungem la botanică. Nu, eu centru l-am numit, mă iert, am greșit. Ok, începem. Da, începem. Înseamnă că așa, 2013, anul 2013, când vine Pușcuță la cărmă, la cărmă inspectoratului. Bacerednoi raz, da. Când vine la cărmă, se începe așa un fel de grupare, da? Adică Sergei Anatolici Pușcuță, stă în fruntea unui grup criminal, să-l numim așa, care e format anumit din șefii de fiscului. Da? Înseamnă că așa. La un moment dat, Sergei Pușcuță strânge... Eu ne închipă-mă acum șefii raionali de fisc, acum ei că ies când privesc și se gândesc, da, să ne numească pe noi sau nu? Dar să-i numim, că lumea trebuie să știe, lumea trebuie să știe eroi, nu? Apoi numim toți, amuși. Înseamnă că Sergei Pușcuț organizează un fel de volante în orașul Lviv. În Ucraina? Ucraina, da. Da, Moldova lui nu ești. Nu ești niciun loc. La ședința asta lui, merg toți șefii de sectoare, da? Se numim pe familie, nu se știe lumea, nu? Înseamnă că merge așa. Dacă luăm așa, merge Sergei Pușcuță, Ludmila Botnar, șef adjunct la inspectorul principal, Tatiana Login, șefa orașului, inspectorul orășănesc, Irina Rusnac, șef adjunct a orașului, din direcția de control, Nina Sârbu, sectoarele, Albina Ișcova, Viorica Cauș, Alexandru Prahnitski, Procopie Duca, Șeșeianu Iura și încă cine. În total trebuie să fie 11 persoane. 11 persoane. 11 druzei nivou și uitați-vă, ei merg la Lviv, au ieșit vineri dimineața, adică nici nu știe zi de lucru, nu ai o problemă, s-o suit în trei mașini la ora 5 dimineața și au plecat. Au trecut, au venit de acolo la volanta asta, peste 3 zile. Deci ei au plecat la Lviv să facă o volantă și se întoarcă înapoi. Corect, dar eu azi vă spun la ce a fost la volantă mai târziu. Eu aș vrea ca totuși să-ți expui părerea ta, viziunea ta. De ce ei au plecat în Lviv, dar nu de pildă în Cernăuțcă, e mai aproape? Nu, la Lviv, mă rog, acolo e și arhitectură, și, da. Totodată trebuie să prinzi odată tot, da? Adică, elementul este, corect. Să mai ducem pe la un muzeu, pe la un teatru. Iată așa, în 2013 au fost trei volante de astea. Trei volante. De trei ori? De două ori la Lviv. Și au plecat. De trei ori. Aha. Două ori la Lviv și odată la Suceava.
Круто, я ca Suceava adăbreau acolo. Corect. Acum uitați, cei care au posibilitate, eu nu am posibilitate să vă scot vama, să vă demonstrez că poliția de frontieră. Adică intrarea și ieșirea în aceeași da. Zi. Dacă dumneavoastră, careva ne ascultă și mai sunt dintre dumneavoastră, sunt și procurori sau sunt și polițiști, intrați, vă rog, chiar vă rog. Poliția de frontieră. La poliția de frontieră și verificați. Trei ori intrarea a 11 persoane și ieșirea și intrarea între aceeași zi, între aceeași oră, între aceleași automobili. La volant al dat s-au discutat diferite, s-au întărit sectoarele care și trebuie să penească. Da? Sau, sectorul, noi de ce oare ne referim la Buicani? Eu știu de ce au plecat în afara țării. Era timpul lui Plahotniuc și Plahotniuc în Moldova ascultat tot ce se putea de ascultat. Părere. Se vede că e ceva ascunde și de Plahotniuc. Da. Și acum, de sectorul Buicani, dacă vorbim, sectorul lui Buicani s-a întărit după sectorul Buicani, care era șefa sectorului Buicani, inspectorul Ascal, Albina Valerievna Ișcova. La momentul dat. Ișcova a fost la toate trei întruniri? Da, normal decât. Adică, toți aceștia 11 au fost la aceleași întâlniri. Nu s-a mai repetat nimeni. Nimeni nu și-a permis că zic, aia mă doare piciorul, nu mă duc. Nu, imposibil așa ceva să-i spun pșcuț, că să-i sor piciorul. Toți mergeau de mânuți, frumușe, mergeau la volantă. Acum, după Ișcova, îi se întărește metal ferosul. Metal ferosul și... Opanchi! Da, metal ferosul și Arcadie Topala alea Arcan Lăsăi. Pentru? Arcadie Topala, v-am spus, noi am vorbit la emisiunile precedente. Da, dar se întărește metal ferosul și Topala pentru cu ce scop? Vă spun. Aici Arcadie Topala se ocupă cu apnalul. Da. De la metal feros, Pietrea Sumbelie. Am un 19, el a fost arestat la sfârșitul 19. Aici are două dosare penale, da. Uh-huh. Și înseamnă că persoanele date s-au început lucrul. Metal feros, ne oprim la metal feros, deoarece noi am discutat despre Arcadie Topala, am discutat în emisiunile precedente, da? Cum spală banii. Adică unul din trei cei mai mari spălători de... Din trei cei mai mari spălători, că se desevea la Buicani, unde era, tutela lui era Albina Ișcova, care îi da facturi nelimitat, controle nu le efectuau și Arcadie îi lucra bine, mersi. Important, Arcadie Topala s-a clasat 11 dosare penale. El a clasat Iralov, Serioja. Nu, Iralov, putea să vină da. La procuratură să bată cu unul în masă. Aici clasați-l, aici deschideți-l la comandă. Asta nu numai că atât. Eu chiar am avut discuții cu Serghei Iralov. Da, Iralov mi-a spus personal, că zis că da, noi am clasat, mie personal mi-a zis că au clasat 11 dosare. Mă opresc la un moment ca să lumea să înțeleagă. Serioja Iralov nu a fost prieten foarte bun. Nu a fost prieten, repet, adică pe la eu, în interviu, cel care îl dau la sfârșit de emisiune, dumneavoastră să înțelegea, dumneavoastră povestesc despre Iralov și despre Luncașul și despre Plahotniuc, despre toți. E tot am ceva să povestesc despre da. Aceste tipuri. Ok. Și adică Petrică Sumbeli, ne oprim la metal feros, da? Metal feros înseamnă că lucrează în felul următor. Încă în 2004, când s-au format Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, au fost întărite două persoane. Două persoane după metal feros. Ce înseamnă metal feros? Înseamnă că sunt colectori în raioane, da? În fiecare raion sau în fiecare mai sate, mă rog, care colectează ferozat. Ferozat îi trebuie să-l vândă la râmniță, la... La metalurgie. Dar au fost date indicații la două persoane de la CNA, adică astăzi CNA, atunci era CNC. Nu vreau să numesc persoanele date, nu mă interesează. Ei își făceau lucruri, băieți. Adică ei erau permanent pe traseu, erau alimentați cu motorină, cu benzină, cu ce aveau nevoie, bani de cheltuieli, ca să prinde toți colectorii ăștia care duceau metalul la râmniță și să-l aduc pe tot confiscat, să-l aduc la metal feros.
Până s-a lucrat așa vreo un an și ceva, până i-au pus, până i-au educat pe toți în țară. Deci a fost un joc de aspiritoare, da. Când agenții economici care colectau metal au înțeles, mai ieftin ne costă să-l dăm la metal feros, deci să mergem la asta. Da. Nu, riscurile se minimizează. Aici ne pun un preț mai micuț, mai bine pierdem în bani, dar nu ne confiscă marfa. Da. Și atunci, și normal că adică oamenii aveau probleme cu asta. Bă, dați seama, să colectezi metalul, da? Vine unul cu caldare ruginită, unul are el documente. Încă o dată, te rog, anul când a avut loc această operațiune de redirecționare a metalului spre metal feros? 2004. 2004. 2004. Spune-mi, te rog, la momentul acela, cine era directorul CCC-ului? Și cine era șeful fiscului? La momentul acela, da. Normal, era Mijinski, uh-huh. Șeful CNA-ului, adică CCC-ului. Dar șeful fiscului era, nu ți-l minte categoric, nu ți-l minte, 2004-2003, nu ți-l minte. Nu ți-l minte, n-ați mă opresc la pușcuță, pentru că eu nu cunosc atunci, într-adevăr, nu, da. N-am uitat, într-adevăr am uitat, nu ți-l minte. Ok, mergem mai departe. Și după asta, deoarece i-au educat pe toți colectorii, dar într-adevăr ei aveau probleme, vă dați seama că omul aduce o caldare ruginită, nu are el document pe asta. Și normal că este totul ce fără acte la rădniță. I-au educat, bine mersi, toți au început, toată lumea să descarce metalul, să-l duc, toți colectorii prezentau la metal feros. Metal ferosul, când colectorii aduceau tot metalul ăsta, normal că el aduceau iarăși fără cele acte, da? Fără acte. Alea îl descărcau pentru a documenta metalul ăsta. A trece da. Metalul care corect. Nu are acte în metal cu acte apare, și cu TVA apar firme care... Apare Petre Sumbele apare, care l-a întărit după Albina Ișcova la fiscului de la Buicani. Înseamnă că... Dintr-o parte îi Arcașa. Arcașa are tema lui. Nu, fără dânsul nici de cum. Arcașa are tema lui. Dintr-o parte îi Arcașa, din altă parte îi Petric. Metal ferosul lucrează pe tema. El e tot așa răspălătorii de bani, metal ferosul, adică Petre Sumbele. Numai că el e fără Arcașa. Arcașa se ocupă cu accentul, bomba, cu este mai. Aha. Tema... Prieteni, să nu confundați. Nu. Arcașa nu a jucat în cu jocul Sumbele, metal ferosului, dar același lucru care îl făcea Arcașa cu tehnica casnică, casnică, tehnică de birou, tehnică de alt gen, cu metalul se ocupa Petrică. Da. Și Petrică a fost întărit după Albina Ișcova asta. Mm-hmm. Albina Ișcova, înseamnă că Albina Ișcova a primit de la Petrică Sumbele în fiecare lună câte 1.500 de euro. 1.500 de euro. Pentru servicii. Adică Petrică Sumbele, dacă e inspectorat fiscal, a venit voi, făcea o sărbătoare, careva era invitat Petrică, Petrică repede organiza cheltuielile, aduce, suporta cheltuielile, adică dacă inspectorat fiscal avea sărbători de genul ziua inspectoratului sau alte anul nou, Petrică organiza toate mesele. Adică era un fel de moșgerilă care... Un, doi, trei și moșgerile a venit și masa era întinsă, sala închiriată. Da, în școala Albina Valerna, dacă vorbim de șef fiscului la Buicani, îi oferi alte servicii, da? Îi oferi servicii de genul controlele se efectuau, este de controlele este, listele este fiscale care se efectuau în birou. Nu ieșea nimic la fața locului, nimic. Petrică formal. Deci Petrică Sumbele, actul controlului fiscal nu se îndeplinea în incinta fiscului, inspectoratului, fără a ieși la fața normal. Locului. Se elibera la Petrică Sumbele facturi de cât era nevoie. La rândul său, Petrică Sumbele elibera factorul metal feros de proveniența Murphy. Deja la rândul său, TVA... Da. La rândul, și la prețul care e nevoie, avea nevoie metal feros. La rândul său, metal ferosul exportă, la cota zero exportă metalul în Turcie, mai știu unde, la alte etape. Și vine cu documentele de export. Deja în regulă.
Da, că o cumpăra de la Petrix, la Petrix cu TVA. Da, și da. Vine la fisc și zice, dați-mi mă rog înapoi rep de TVA-ul ăsta. Și-l dau. Și moșul ăla care a dus căldarea lui Rujinit fără documente, ca persoană fizică, se primește că i-a făcut un cadou lui Petrică. Petrică, nu, Plăhătniuc, tătă gașca asta, Plăhătniuc, piur mădodon și tătă, tătă. Кстати, да, с какого перепуга контабелу Шефла Металл Ферос и на нашу Лудодон? Дор, фактурили есть-то. Да, поколо фост он райдер атак, не акцини сменте. И да. Импарцел Металл Эста Ферос, и ноптя импарцел. Яра ла Плакатнюк, сэр еврей ста сэлей Исланд. Тор там импарцел, дикти-кити-кити вырвал, забытут аколо. И ну, не дау рендори, вон лалду. Dar nu, acolo, acolo era pâine în pâine. Pe ăsta l-au ținut tot timpul. Contabilul șef na nașul Dodon, el a fost non-stop acolo. Înseamnă că eu așa îmi închipui. Contabilul șef trebuie să știe, poate să aibă închipuire că factura dată e o factură scrisă așa, din pod. Și nu corespunde realității. Cum adică, dacă contabil șef organiza cu aici Petric până la care? Adică, el de ce are nevoie? Contabilul șef? Contabil șef de ce are nevoie? De ce îi spune lui Petric? Nu? Și Petric sunt bine aduși și ce trebuie. Petric, contabilul șef, acum îl pun pe Dodon în situație. Acazăvăiță, ei la spatele lui, omul este curat, prea curatul este și prea cinstitul Dodon, făceau chichimiche și furau lui. Las, ia mă, sclarim ce între dânșei. Lasă-i da, dar tu îți închipui, după emisiunea asta vine Dodon și pe nănașul îl bocănește până la moarte, că îi stric imaginea. Păi nu-i treaba mea asta deja. Treaba mea e că eu să descoper toate schemele astea, dar cum să bată și cum să împartă, nu mă privește. Bine, liricică atstuplenie zăconcită. Da, nu mă privește, chiar lasă-i să bată, să ucidă, cât mai mult să ucidă, cât mai puțin să rămână. Și atât așa a funcționat. Ați văzut, da? În schema asta, adică se fură la cât? Se fură practic 40% de TVA, da? Într-un caz se nu se plătește și într-un caz se restituie. Și aici 40% de TVA rămâne ca la tăti persoanele astea. Iacă tăți ăștia, mlingăi ăștia, al de Ișcov, al de Bina Malena, al de Petrichi, Sundelii. De ce dar dacă se fura TVA în cantități enorm, practic de la 20% la 40%, la 40% pentru că de două ori se fura de la același kilogram de metal. Așa cantități mari de bani, de ce lui Școva îi aduceau doar 1500 de euro lunar? Păi restul îți duce lui Pșcuță, nu? Păi și nu mă mănâncă, nu mă albine în Școva, să zice. Nu poate numai Albina Ișcova. El, Pșcuțul întărește pe Albina Ișcova după sectorul, da. Întărit după sectorul, da. Și ei trebuie să primească partea ei. Și ei trebuie să vină să dea dare de seamă, să povestească. Nu, ei nu trebuie să dea nicio dare de seamă. Ei trebuie să îndeplinească și eu s-o spus. Adică, i s-o spus că se elibereze. El nu are niciun drept nici în stânga, nici în dreapta. Ei trebuie să îndeplinească ordinul cum trebuie și să primească pentru asta 1.000 jumătate de euro. Plum. Ei există un ostaj de rând care pur și simplu mănâncă întreg, cu toată lumea asta. Stă și păzește să nu încolo nimeni să nu trebuie. Normal, adică de inspector să nu bage nimeni. Nu, da. Îl păzește pe un inspector zălotnic să nu se bage unde nu trebuie. Petre Sumbiele nu lucra absolut. Așa. El trebuie să fie prezent la inspectorul ăsta. Înseamnă că cel puțin eu înțeleg un lucru. Că firmele lui Petrică prin care se fura TVA-ul erau înregistrate la Buiucani. Toate, absolut toate. Da? Toate, normal, acolo era toate vreo 10. Vreo 10, mai mult, probabil. Înseamnă că, băieți, schema e simplă. Petrică înregistrează vreo 10 firme, toate sunt înregistrate la sediul la Buiucani, evidenții de servesc la... Nu la. Dar îți deservesc anumit la Albina Ișcova, la șefă. Niciun fel de inspector. Am înțeles. Anumit șefă, înțelegi. Se deservesc la Ișcova și Ișcova nu le face niciun control sau dacă le face un control formal în cabinet semnează. Dar în schimb... Și băieții fură TVA-ul ca în codru. Prieteni, nu uitați că bugetul consolidat a Republicii Moldova, în diferiți ani, e de la 60% la 50%, se formează din TVA. Și sumele sunt foarte mari. Bun, okay. În schimb,
Petrec în bele. Așa. Albina Ișcova își acumulează bani, da? Uitați-vă în investigația la RISE. Găsiți investigația la RISE. Da. Anumit pe Albina Ișcova, unii demonstrează și procură apartament de 1 milion de lei la Hristo Botevșes. În centru locativ. 50.000 de euro nu e așa de mare apartament. Da. E ceva... Păi normal. 50 apartamente și vreo 20 în reparații și bine mersi, 70. Un funcționar de stat care a lucrat cu salariul, este în investigație, care a lucrat cu salariul de 7-8 mii, bine, bine mersi, nu? De ce nu? E de năstresc femeia la gazdă sau... Normal, normal, normal. Deci cum stresc femeia la gazdă, trebuie să meargă prin cele mai scumpe magazine, pe la Versace, îmbrăcat și tot, la Hugo Boss, apartament. Nu e treaba mea, dar pe banii ăștia noștri. Glavne să nu fure. Nu fură. De fel. Adică la Petrică luam câte 1.500 de euro, nu fură. Dar pe nu fură. Petrică e dușeță și e ca măr și-am găsit aici întâmplător 1.500. Nu se dă amatale. Dar e să gândește, nimeni nu vede. Las-le aici, las-le. Le-am dat la săraci. Ok. Și ei nici poniate n-avea. Da, și adică ei se întâi la săraci și merit la Hristo Botevșes în apartament de milion, da? Ok. Am o Petrică și face. Petrică îi face reparații lui Ișcova la Hristo Botevșes. Да я же по совместительству, он шьет еще немножко вечером. Да, я же конструктор. Я же на подхвате его место. А, так ажутор, с гасаск лукратор, с организезы, с иду к свету. С кембио призы, с дука гуною, с мэтурин с ласкара. Молодец, браво, бэтс, фуанты браво. Ну, кяр ел персонал, амблаш, с котегу ноесо. А до ще... Eu glumesc, adică nu am ajuns pe la atâta Petric scoată gunoi, dar vă spun, adică reparația, el își construie casa, el își construie casa la institutul ăsta de ciocleje. Și a lipădat casa, meșterii au lipădat și au trimis la Albina Ișcova în apartament să-i facă reparația. Echipa de constructor care lucra la dânsul, la încinta Institutului Agricol, la casa lui, au fost scoși și aduși la Ișcova, la apartament, trebuie care pe jos să facă frumos apartamentul. Nu, gentlemanski hot. Nu văd nimic rău în asta. Eu tot nu văd nimic rău în asta. Omul i-a făcut bine la o femeie. Corect, dacă e normal, adică că contribuabil să duc la șeful spitoral cu 1.500 de euro pe lună și să-i facă reparații. Dacă asta e normal, înseamnă ok. Asta de acum e conflict de interese și pentru așa comportament, Ișcova trebuie o cărâtă și alungată nahrin din fisc. Și posibil sancționat în alt fel. Și Ișcova raporta la fiecare timp și e că la adunările astea acolo, la Lvov și la Suceava, îi se raporta că tot e ok, domn Șcuț. Tot e ok, la noi Petricul vine, tot bine mersi, tot ok. Că veniturile lui Șcuță reieșeau din atârnare față de Sumbele. La inspectorat. Adică Sumbele nu trebuie să vii la inspectorat, stai în rând undeva sau să cineva să-l provoace, hai să facem un control sau cineva să-i refuze la 1.000 de facturi care el vrea. Nu? El trebuie să fie bine mersi, să fie așa căutat, frumușel, că el să n-aibă. Adică și Pușcuță era responsabil. Adică el, da, și Pușcuță mai mult ca atât. Pușcuță de 3 ori pe zi era la Buicari. De 3 ori, da, la inspectorat. De 3 ori pe zi. Poate el era vneștatnic sătrudnic și voi n-ați știut despre aceasta. Nu, eu pun întrebarea un leac invers. Băi, dar dacă ar fost... Dar de ce nu l-a dat în dușe? De 3 ori pe zi. Șeful inspectoratul Republicii, nu? De ce nu l-a dat în dușe în 3 ori pe zi? Sau de ce nu l-a... Băi, la Strășeni. Nu, eu așa mi-a închipui, așa am așa o închipuire, că Pușcuță avea o dragoste deosebită față de inspectoratul fiscal din Buicani și venea acolo. El se gândea așa, e că aici mă trage inima aici. Și eu, dacă să mă alunge din șefia mare, vine aici inspector de rând, e că mă trage aici. Știți, e că pe omul trage. De pildă, eu pot să vă spun, eu tot am un loc pe acest glob pământesc, unde pe mine mă trage să vin. Și am fost de multe, multe ori acolo. Poate și el tot are așa o atracție față din clădirea sau... Ceva este, poate acolo ceva o anomalie care îl încarcă energetic. Eu aș spune în emisia asta, așa îl încarc pe omul ăsta.
Dar am mirușele de oameni. Mirușele de oameni. Eu îl încarcă mintea. Da. El venea de 3 ori. Înseamnă că avea vreun interes ceva să controleze sau să dețină informația care nu dorea să obdețină prin internet sau prin telefon. Sau altceva. Sergei Anatolici, de ce plecați de 3 ori pe zi la inspectorat la Băicani? Ce faceți acolo? Poate spune el. El nu m-a telefonat, eu i-am dat numărul de telefon, sună pușcuță și spune și că te-ai la inspector. Da, referitor la este 11 persoane, da? Da. Eu chiar ar fi dorit să mă telefonez unul dintre însele și să spune că nu e corect așa. Că nu e așa. Da, chiar doresc. Vă reamintesc telefonul 794-21777, da. Telefonați și aveți drept la replică. Adică toate 11 persoane cele vizate. Inclusiv și pușcuță. Da, cu toate care sunt vizate în aici emisiune, vă rog frumos, ieșiți la legătură, sunt gata să răspund în față la toată lumea. Și sunt gata să verificați toată lumea și să mă numiți că eu sunt mincinos. Eugen, intriga o atins un grad prea înalt. De ce pușcuță venea în fiecare zi de 3 ori la inspectoratul raional Buicani? Puteți să-l întrebăm pe des. Eu bănuiesc de ce vine el. Dar iar și-o refuz să-l înțelegi? Până la urmă urmei, este telegramul, este WhatsApp-ul. Dar nu are treabă. Nu are treabă omul ăsta să scate 3 ori pe zi la Buicani. Sau la sectorul centru. El nu are treabă. El e republican. Pentru sub dânsul este orășănesc. Nu? A vorbit tema asta. Tu totuși ești, știi, ești un izvierg. Tu ții oamenii într-un impact tensionat și ei nu înțeleg. Dar de ce el îmbla acolo? Dar știu, el îmbla de 3 ori. Dar de ce le știu, el îmbla de 3 ori. Normal că îmbla de 3 ori. Și caută omul ăsta de 3 ori la inspectorat să Buicani. Când este ierarhie mai joasă, adică este orașul, dacă are dat indicații, el trebuie să-l dea orașul. Tot meargă la Buicani. De ce? Duce la domnul Șeș, dai indicații sau ce? Să merge la Orhei, dai indicații. Nu? Nu. Adică tând că la Orhei ar fost mai convenabil să duc. El nu are ierarhie orășenească, da? Da, aici el e la direct. Dar la ce ținem noi tot inspectoratul fiscal orășenesc, dar? Dacă șeful inspectoratului fiscal Pușcuță lucrează cu sectoare și cu inspectorii. Ce caută el? Interes, da? Asta e important. Bun, eu presupun, eu am glumit cu aceea că îl trăgea clădirea, ceva energetic, o anomalie. Poate avea vreo amantă? Poate. Nu știu. Noi rămâne să ne spune el. De 3 ori, am că 3 amante. El cât are săracul, el și-l pierdut numărul. Ладно. Cu amantele ești молодец, Пушкуца, asta e atel. Asta nimeni n-a spus, asta ești молодец. Da, de atâta el și-a dus pe Daniela la... Поддерживаю. De atâta el și-a dus pe Daniela la Franța. Fiorsul și Daniela, soția lui, trebuie la Franța. Da, trebuie la Franța. Dar cine administrează acele 1500 de loturi care sunt scrise pe Daniela? Sunt niște persoane care sunt administrate. Sunt administrate, noi am deplasat la... Noi ne-am depăsat la Drochia, am discutat cu oameni, da, într-adevăr, sunt administrate. Sergei Pușcuță, bine și el des pe acolo, organizează adunări, da. Adunări cu lucrătorii. Lucrătorii care... Da, cu sătenii, da. Iată, noi am fost la cotul la asta, Moara de Piatră. La Moara de Piatră el are 700 de loturi. Mm-hmm. 700 de loturi. La Moara de Piatră el... a depozitat pe o persoană de prin hotărâri judecății. Hai, eu te rog, noi schimbăm subiectul și nu e bine. Da. La Moara de Piatră o să ne întoarcem la una din următoarele emisiuni. Eu te rog, să răspuns la o întrebare, dar așa, tranșant, ca oamenii să înțeleagă, explicit, tranșant, așa, ciotcă, cum spun frații de la București. Da. Conflictul de interese. Șeful inspectoratului de la Buicani. Acuzare de luare de mită lunară și numirea sumei. Numirea persoanei care aducea această mită. Numirea temei
În baza căreia a două teme, da? Deci, Petrică și... Șișcova. Nu, și Lăsăi. A, Arcan. Și Arcașa. Eu tot timpul încurcă. Arcașa, Lăsăi, de asta e unul și același om. E pur și simplu are mai multe părecle. Și Arcașa. Adică cel puțin două teme unde se fura TVA-ul de la export și import și tu ai spus că toate aceste lucruri erau controlate și tutelate de școală. Asta e o acuzare hipergravă. Это я могу тебе... Трёх спутник, я вам înțeles корект. Корект, я просто морепет вот это. Ну, не требую. Я морепет вот это. Свой примат, у свои... Я... Дещано... Траншант. Куряша, сауас, ашай. Ты не оговорился? Нет, не оговорился. Я сута ла сута, я шест гадость демонстрец. Ну, в фаца камере. Им прокуратура с гадость демонстрец. Сын гадость демонстрец. Am documente, pot demonstra lucrurile astea. Mult mai mult. Eu chiar cer confruntare cu Ișcova. Să mă confrunte chiar în fața procurorului. Și să o întreb eu, e adevărat sau nu e adevărat? Așa că, nu... Eu m-am lămurit la bun început, dacă țineți minte cum a început emisiunea. Eu dacă vorbesc, am dovezi. Da, eu... Și dacă... Eugen, eu pe tine te cunosc. Eu știu când și ce și cum tu vorbești. Dar mulți oameni care ne privesc, ei nu te cunosc. Dumneavoastră, nu uitați că eu sunt oper, da? Dar sunt... parcă noi ne tutuim, a? Da, nu uita că eu sunt oper încă. Eu am lucrat și am făcut și investigații operative, așa că având experiență de la pușcărie și de la investigații operative, credeți-mă că mă pot documenta destul de bine. Și când vorbesc cu vorbă, eu când am lucrat la pușcărie, mine acolo m-am învățat să răspund la cuvinte. Adică acolo fiecare cuvânt poți... întâi cântărit, pe corect, urmă vorbit. Corect, acolo m-am învățat. Nu dă-i Dumnezeu să vorbești. Da. Chiar și în față la bandiți trebuie să dai cuvântul. Chiar și acolo, dacă vrei să temezi. Așa că m-am învățat foarte bine să răspund la cuvintele mele care spun. Niciodată n-am să pronunț un cuvânt care nu am bază să-l vorbesc. Am să-l spun, da. Da. Și să-l demonstrez și să-l repet și a doua oară, și a zece. De atât eu când am încet. Ca să prelungim discuția, noi am primit de două ori confirmare la ceea că Eugena a spus că Ișcova primea mite de la câteva personaje și temele în baza cărora aceia o mulțumeau cu această mită. Acum, după această învinuire, fac o paranteză. Da. Mult mai mult, adică să vă spun, lui Ișcova nu numai Petrică sunt bine de ce bani, eu personal am dat bani. Da, nu. Eu personal am dat bani. De atât am vă rugat, atunci când terminăm tema fiscului, eu am să fac o autodenunțare, iată aici în fața camerei, pentru scumpii noștri prieteni și ni prieteni, din partea cealaltă. Ar să fie asta o senzație foarte bună. Să ne priviți, stimați prieteni. Mm-hmm. Am să fac o autodenunțare. Mm-hmm. Bine. Nu, să ajungem la această autodenunțare, dar acum să finisăm emisiunea, da, cu un mesaj. Și totuși, în afară de aceste trei vizite zilnic la Inspectoratul Buiucani, care le făcea Pușcuță, în afară de acele trei călătorii, una în România și două în Ucraina, unde el a făcut volante cu 11 șefi de inspectorate, în afară că de aceste relații, ce îi leagă pe Pușcuță și șeful Inspectoratului Buiucani? De ce Pușcuță are atâta încredere în acest personaj că, nu, și în acei lanț? Chiar mă provocați, chiar mă provoci tare. Eugen, eu nu provoc, eu pur și simplu de fiecare dată încerc să înțeleg. Când îi dai omului secretele tale cele mai grave, mai strașnice, care pot să strâșe viața, trebuie să ai încredere în acest om. Da. Trebuie să te culci cu Dumnezeu, să scoli. E clar de răspunsul său. Să se repede odată. Nu trebuie. Înseamnă că presupunerea mea că totuși... E o amantă de-a lui?
Да. Корект, я мандал. Ну так и что тут такого? Пиалст. Молодец, еще одна. Дар юнуц легал тлукру. Фаци де аманте, фаци де соции, фаци ай сентименте, шенчерч сей протяжезны витуар или проблеми. Нахрен ело бага пиден сан проблеми? Кари проблеми, Игорь. Ну кари проблеми, ма де время сов май терзил, тоати в кримеле си дископера. Ну экзисты кримы, кари ну поат фи дископерита. Pot fi puse bariere ca să nu iasă la suprafață, pot fi secretizate, dar tot se descoperă. El o bagă pe femeia de care lui e dragă, o bagă în belea de pușcărie pe viitor. Zicem? Noi am vorbit, la omul ăsta mai mult femeile dragi, înțelegi? Mai mult femeile dragi. Dar nu e logică. Dar e logic, de ce nu? El îi dă de mâncat, el îi dă de mâncat. Dar prostă dă-i. Ei primește în afară. Просто дай, но бага в проблеме ли есть. Да просто, если сходим узнать, да. Ну. Да лас ли дук сумбели, ну. Не знаю. Ну что, ну, целегрил, пипушкуцы из того остро. Неправильно это, не по-мужски это. Ну как-то, как, не по-мужски, честно. Много любовниц, это классно. А подставлять любовниц... Eu nu știu, dumneavoastră vedeți că, iarăși dumneavoastră, băi, ia că uite, dacă din ani, toți anii ăștia, ei stau de ca la cărma asta și toți anii ăștia au dat o duc din 13, da? Uitați, băi, 21. Și sunt tot aceleși amante, sunt tot aceleși șefi, tot aceleși asta, tot așa fură. Și nu schimbă nică, dar și despre ce discutăm noi. Și crezi că noi cu misiunea ta să schimbăm ceva? Nu. Nu cred. Nu cred. Cu emisiunea asta nu, de ce eu în emisiunea trecută și te-am întrebat. Tu îți dai de seama, măi, să-l apuci pe astea, pe păduchile astea, să-l apuci de gât cu 3.000 de hectare de pământ. Tu îți dai de seama să-l apuci? Nu e posibil. Stai o leacă, dar ia că peste două săptămâni să fie... A, peste două săptămâni, da. Peste două săptămâni, să presupunem că puterea coruptului Dodon cade... El ar fi în Franța, da, nu? Dodon? Nu, ăsta. Deșteptul ăsta, Lăvelasul ăsta. Eugen, el să fie în Franța. Și cum tu crezi, din Franța omul poate fi rugat să vină în Moldova pentru a răspunde? Noi îl mai rugăm pe unul să vină acasă, Plahotniuc îl rugăm să vină. Și? Pe Plahotniuc nimeni nu îl roagă. Noi le dăm voie să îmbogățească într-așa mod. Ca pe urmă să o șteargă și să nu-i mai găsim și nu-i mai primă de ceaca niciodată. Nu, da, da. Aici stă pământul n-a să-l poate să-l iei în Franța? O să-l vândă. Nu, bine, înseamnă că organele corespunzătoare trebuie să gândească cum urgent spune sechestru pe aceste terenuri, ca ele să nu fie vândute și banii furați. Eu n-am terminat vorba. Da. Eu n-am terminat vorba. Adică când am fost la... moara de piatră, da? Am descoperit așa un caz. Discutăm pe oamenii din sat, mi-a spus că, băi, uite, dar eu într-adevăr, el are două hotărâri de judecăți sau trei, da? Trei hotărâri de judecăți care el a depozitat pe o persoană din spațiu. Da, eu te-am înțeles. Nu e bine, totuși, mai multe subiecte într-o discuție. Nu, cu asta terminăm. Noi o să ne întoarcem la acest subiect, dar acum fă o recapitulare în 2, 3, 4, 5 propoziții, cum îți vine ție mai ușor, relațiile între Pușcuță și Inspectoratul Regional Buiucani. Dați să le numim așa, prietenoasă, familiare, sau cum doriți. Asta e deja înscris. Nu, dar... prietenie și... Dar prietenie sunt diferite, de mă iertați. Bun, dar de ce în rezultatul prieteniei s-a furat statul? Păi prietenia asta e de asta, cum se cheamă? Cu interes. Ca mama cu tata, știi. Bun, prieteni, eu mulțumesc pe Eugen Stogu. Vă mulțumesc pe... Următoarea ar fi și mai interesantă. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Ne vedem. Seara bună.